Una dintre cele mai mari comunități de cehi din România trăiește în micul sat mehedințean Ebental din comuna Dobova. Aici tradiția cehească a rămas vie, iar bucatele se prepară la fel cum le pregăteau cehii autentici. Comunitatea cehă însumează 80 de familii care își duc traiul modest în case care încă păstrează farmecul și tradiția din moși strămoși. Cunoscut și de turiștii de peste hotare, Ebental ascunde o istorie unică presărată cu un efort considerabil al oamenilor pentru a păstra tradițiile și obiceiurile cehești. Noi venim din vestul Cehii, adică destul de departe de Ebental. Suntem surprinși și în mod plăcut că aici putem vorbi în limba cehă. Ceea ce ne place foarte mult în această zonă este faptul că aici oamenii sunt foarte primitori. Spre deosebire de oamenii din Cehia, cei de aici sunt caracterizați de ospitalitate. Unul din oamenii implicați, trup și suflet, în promovarea turistică a zonei este Tibi Pospișil, un tânăr care a reușit să readucă la viață satul care și-a pierdut din localnici, dar a câștigat mii de turiști. Tibi este omul de legătură, inițiatorul și promotorul tuturor evenimentelor care se organizează în Ebental. Acesta a reușit să pună pe picioare un restaurant în care se prepară bucate la fel ca în Cehia. Oamenii, după ce s-a închis mina Baia Nouă, unii au plecat afară din țară sau în alte orașe, dar cei care au rămas aici au și-au dat seama că Ebental este o destinație pentru mulți turiști și atunci astăzi sunt în jur de 20 de familii din aproximativ 80 care deja fac cazare. Unii dintre ei deja s-au înscris și pe Booking, ceea ce este un mare pas. Într-adevăr, acum la început, familiile care s-au înscris pe Booking încă nu știu exact ce înseamnă Booking-ul sau nu au un curs în ceea ce privește Booking-ul, dar dacă turiștii o să fie înțelegători și o să își dea seama că cetățenii sau oamenii din Ebental sunt începători, atunci o să funcționeze. Cu ce ați atras? Care a fost satul vostru? Cu ce ați atras pe turiști? Eu cred că, în primul rând, Ebental în sine atrage turiștii prin așa cum arată și ceea ce este aici. După aceea sunt produsele noastre tradiționale, mâncarea și tot ce putem oferi noi. Sunt trasee turistice pe lângă Ebental. Sunt destul de multe lucruri care se pot vedea pe lângă Ebental și trăi. Știu că gătiți după rețete foarte vechi. Da, ne străduim să reproducem sau să facem rețetele foarte vechi, ne inspirăm de la bunici, din cărți vechi, din Cehia și încercăm să facem altceva, vrem să ne evidențiem prin altceva. Din bucătăria restaurantului vine un miros îmbietor de ciolan înăbușit în bere cehească, un preparat cu care doamna Ana cucerește fiecare musafir. Îl punem într-o marinadă, trebuie să stea în marinadă, cum ziceați, 7 ore îl punem în marinadă. Înainte îl punem în cuptor să prindă o crustă cu sare și piper. După aia îl punem în cuptor, să prindă crustă. Îl scoatem, îl lăsăm să se răcească un pic. Punem berea, piperul, condimente, piper, morcov, țelină, în fine, din care după aceea facem acest sos. Acest sos e din legumele alea ce le-am pus. Și mai vine supă de vită, tot în, și punem în cuptor 7 ore, îl fierbem, după care îl scoatem și când vrem să-l servim, cam o oră durează încălzirea, pentru că îl punem în vid, așa îi ținem în vid, că nu facem fiecare bucată separat. Atunci le punem în vid și când servește omul, o oră trebuie să aștepte până primește comanda. Da. Și da, îl faceți da. Cu garnitură de cartofi? Garnitură de cartofi, avem ream. Ream și v-am spus, sosul acesta este din legumele acelea ce le-am pus. Și să... ce merge lângă el, doamnă? Cu ce e stropit? Cu ce e garnisit? Cu bere? Cu bere, normal, cu bere. În mirosul îmbietor al mâncării și cu muzica cehească, pe fundal, musafirii sunt întâmpinați de diverse soiuri de bere aduse direct din Cehia și păstrată în condiții speciale. Este o bere blondă, cea pe care o pun în halbă. Avem berea semibrună, este o bere produsă în Cehia și adusă servită la noi pe terasă. Special pentru turiști? Special pentru turism. Cum reacționează oamenii? Oamenii sunt plăcut surprinși, mulțumiți, simt imediat că este o bere specială, este o altfel de bere, o bere produsă în Cehia.
Și de regulă lumea este foarte mulțumită. Este o bere făcută de o fabricuță mai mică? Da, de o fabrică de bere mai mică, da, din Cehia. Este foarte la mod de la ei să aibă berării mici, private, în care produc bere proaspătă. Noi avem la 70 de lei de persoane cu un dejun. Avem case vechi părintești transformate în case de cazare. Sunt făcute rustic, așa cum erau înainte. Oamenii în sat la ce tarife primesc turiștii? Cred că la fel, undeva în jur de 50 de lei de persoană, fără dejun. E foarte, foarte ieftin pentru... Poate că este ieftin, dar este în regulă, cum așa. V-ați gândit să atrageți cât mai mulți vizitatori? Categoria, să atragem cât mai mulți vizitatori, încet. Satul mehedințean Ebântal este o veritabilă insulă lingvistică a minorității cehe din România. Aici, în ultimii ani, se organizează festivalul Banat, care reunește minoritatea cehă din Mehedinți cu cehii veritabili.